Barbașanilor, bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod din seria Blană cu găinile. Avem aici găinile în jurul nostru și o să mă conduc la celălalt End City. De fapt, nu mă conduc la niciun End City pentru că am făcut eu deja drum, abonații mă așteaptă acolo. mi au plecat o găină, am pierdut una, asta este. Trebuie să găsim scărița și mergem la cel de-al doilea End City, după care ne vom duce înapoi pe insula noastră cu găinile. Pentru că avem un experiment secret de făcut, de fapt un mega-giga proiect, o să-l vedeți imediat după ce vizităm nct ul Până una alta, nu uitați să bubuiți butonul blană de like, de subscribe și clonțopelul și în 3, 2, 1, și bum! Am ajuns și noi unde trebuie? Așa s-ar părea. Ok, și aici este cel de-al doilea NCT. Sper că n-au furat abonații deja, pentru că jucăm împreună cu Bibi și Wulan Chloe. Hai să vedem. În 3, 2, 1, ajungem la City. Acum, sincer, ca să fie... What was that? Ca să fie un pic mai simplu să ajungem sus, o să facem o șmecherie. Pentru că eu, deși am făcut drumul prin interior, nu mă prea ajută, așa că mai bine facem... Asta! Why the... M-am dus! Unde o să pic? Mamă, nici nu vreau să știu. Au, au... În void? Ah, ok. Am avut bulan. Hai să dăm mai așa, știi? Bine, mă. Ok, hai că chiar e bine. Nu mă așteptam. No. No Danenia. Mă, nici nu putem intra acolo, naiba. Știi ce? Închidem noi aici că nu e bine. Și mergem un pic mai sus. Ce se poate întâmpla, corect? Și acum parcă văd că mi apare uh, un... O, un din ăla de la Shulker Box. Ok, hai că am ajuns sus. Ma fire... Ok, aș mai bate și eu un Shulker Box de ăsta. Chiar l-am bătut, ok. Nu, 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 nu. Ok, nu, no. na bine, numai asta nu voiam, au, ajutor, ajutor, bă de ce mă urmărește tot pe mine, văd că Ulan, claw pe zonă, bun, voiam să vă arăt ce am găsit, am găsit uh, pickaxe cu eficiență 4 și am breaking 3, eu îl văzusem deja dar am vrut să le iau pe clip, mai avem și niște iron, niște gold pe aici, opa, ia vezi, mă mm -hmm. cu looting 2, let's go, astea le mai avem, Ulan uh, poți să vii să iei tu dacă vrei uh, ce am găsit noi în chestul ăsta. Am mai reușit eu să bat ceva șalcăre când am venit în vizită pe aici și avem șase șalcărșeluri. Uh, sincer să fiu, nu știu dacă voi mai sta pe aici că nu prea, nu prea, mai văd sensul. Încerc să mă duc un pic pe sus. Acolo e primul End City pe care l-am vizitat noi și sincer nu mai văd altele în depărtare. Și acum pentru că n-am testat Elitra deloc, hai să... De fapt o avem pusă deja și ne ducem Bine, am putea să ne ducem frumos prin portal, dar de ce să nu facem asta? Let's go! Și în 3, 2, 1, suntem acasă. Ei bine, acum că avem și noul pickaxe, ne putem mândri cu el. Uite că avem și ciubote. Let's go. Um, și treaba e în felul următor. În primul și în primul rând o să batem endermenul ăsta care se plimbă stingher pe aici. Unde ești, mă? evrei yeah! ce Unde ești, endermene? Endermiane, cool culcat! Ok, au plecat aparent, de frică. Vreau să începem să mărim foarte mult insula și în zona asta să începem să facem un coteț giganticus. Ei bine, în acel coteț, adică practic o să fie mai multe cotețe care vor face un coteț mare. Și vreau să păstrăm câte două exponate din fiecare găină și să le închidem frumos. Acum și mai tare de atât ar fi să facem câte o casă specială pentru fiecare găină. Spre exemplu, găina creeper să stea într-un cap de creeper. Găina de foc să stea, nu știu, un așa cu un nether pe care să stea foc, să fie așa tematic. Găina de apă la fel, cu ceva cu apă, cu nebunii. Găina regină, să facem ca un fel de castel pentru ea. Dar chestiile astea, sincer, cred că ar fi un pic prea grele. Și poate nu v-ar plăcea, dar dacă v-ar plăcea, scrieți acolo în secțiunea de comentarii și poate, uite, de exemplu, poate facem în episodul următor o casă specială pentru găina regină. Nu știu, v-am zis un castel cu toate nebuniile, vedem. Doar să vă placă ideea și facem. Dormim puțin, așteptăm să vină și celălalt abonat și începem să mărim insula, o să vă tot arăt cât am mărit-o și după aia să vă arăt cam cum vreau să fac cotețul. Stați că între timp au mai apărut niște la bloace. Avem, după cum se poate observa, 7 milioane de dărt. O să-mi las toate prostiile momentan aici. Uuu, stai un pic n-am pus wow. Unde să punem wow, bă? Wow de dragon. Hmm. Îl punem aici momentan. Uite așa. Ok, nu arată prea bine, dar momentan uh, e ok acolo. Și ce vreau să facem? Vreau să luăm tot dărtul și eu și abonații. Deci luați cât de mult puteți fără micelium și să începem să mărim insula. Ia uite unde au apărut la bloacele. Nu mă așteptam. Construiam și eu liniștii pe aici și văd la bloacele acolo. Ok. Și ultimele bloace și deja am mărit puțin spațiul. Încă ceva important. Ia, au venit traderul bă? O, salve arbașiane! Da din nou tu, de ce nu vine ăla ca să-i dau ouă în schimb? Că cu ăla pot face ceva trade-uri blăniță. Ei bine, am aflat ceva foarte important tot de la voi, ci că dacă ți frumos grâul și te duci la El Crafting Otables și punem grâul așa, primim semințe. Bă, dar de ce m-au mințit? Stați un pic. Ah, what? Ok. Deci abonați-mă, toți spamau uh, și niciodată nu i-am crezut și nici n am testat mereu, uitam. Și că dacă pui greu poți să iei semințe și chiar poți face chestia asta. Măi, e destul de interesant. Deci, practic, avem mult mai multe semințe decât credeam. Let's go! Și dacă toți suntem aici, hai să ne teleportăm la Lucky Bloace în 3, 2, 1 și pum! Și am ajuns la Lucky Bloace. Ei bine, și-a adus aminte un abonat. Măi, o zis, măi, Nocivane, de ce nu te duci să iei uh, Crying Obsidian la roșu? Și o să mergem imediat pentru că avem exos. Acum punem frumos uh, a pizza, dar mai trebuie să mergem puțin. Uh, Barbașane, dacă te poți duce să o ajut pe Bibi să extindă că noi ne plimbăm și săraca fată lucrează singură. Hai că vin și eu să vă ajut imediat. Bom. Și lasă căpățâna aia undeva, te rog, să nu o pierdem. Punem așa și ajungem direct la Lucky Bluatre. Plus de asta o să mai găsim și găini noi astăzi, deci nu vă pierdeți încrederea. Um, hai să iau eu apa, ca să nu ne mai încurce. Bun. Coborâm frumos pe ea. De fapt, putem să dăm direct așa. Hop. Și așteptăm să se ducă apa. Hai, se duce? S-a dus. Bun. Acum să facem o platformă. Dă-o mă încolo de platformă, că nu ne trebuie. Măcar totuși hai să o facem, uite, așa. Cât de cât și primul lucky block o să fie al vostru, al doilea al meu și tot așa. Hai să vedem concursul. What is this? De ce sunt... De ce e plin de silverfish? Ajutor. Ok, avem niște... Ma... No, 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 no. O să mă dea jos. O să nu... Eram sigur. Degeaba că n-am... N-am rachetă. Ok. Oare sunt în stare de un MLG? Hai, 3, 2, 1 și. What was that? Eu nu înțeleg cum pot să pun apa și să o și iau într-o secundă. Nu înțeleg, dar în fine. Bun, avem aici un bloc de redstone. Acum, bă, dar nu trebuie să mai omoră, ăștia, mă, că o să iasă în continuu. Deci silver pișii ăștia. Ia, picați voi jos, firea naiba. Deci orice bloc din ăsta spargi, îți pică silver fish. Am înțeles. Bine de știut. Trebuie să... Nu, 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 iar mă de jos. Trebuie să îi dăm jos repede. Ok, ok, ok. Haide, șpa, șpa. Bun. Și ăștia să pice void, să ne bucurăm. Haide. Bucuria e mare. Uite asta. Șpa, șpa. Și s dus. Bun. Următorul lucky block este al vostru. Așa că 3, 2, 1, jbum. Ce paletă sunt. mă, mă cum e posibil să primim același lucru din două lucky bloace diferite? Nu mai pot. Ha. 3 2 1 MLG. Bine, mă. Ok, um, Nici nu știu cum să procedez. Aș putea pune ăsta sub așa și să pun și ăsta. Și hai să vedem. Deci considerăm că este 0 0 pentru că am primit același lucru. E exact. Da, exact același lucru. Voiam să testez să fiu sigur. Ok, hai. Spargem ăsta. Ăsta e al meu, da? Ce mi-a dat? Mă, stai un pic. O intrat. What? Dan Robs Probs joined the game, dar de fapt nu a intrat? Cum e posibil? Ok, și din asta nu mi-a dat nimic. Mi l-a dat pe Dan. Deci, din păcate, momentan, eu, adică din fericire pentru voi, eu n-am primit nimic. Bă, bon, o și asta. Și ăsta ar fi ultimul, că s-or stricat, naiba, nu știu ce pe aici. Um, o nouă metodă de a pune blocuri sub. Hop, hop. Și mai avem altceva, da, mai avem asta. Hai să o punem așa. Perfect. Ajungem sus, ne luăm a pizza înapoi și doamne ajută. Asta uh, ăsta nu știu al cui este. A, ba dai, al vostru. Ok, hai să vedem câștigați. Dar de ce nu dă nimic. Lucky bloacele Astea au fost cele mai inutile lucky bloace ever. În Uh, îmi place să plutesc puțin pe aici. Uite, mai sunt și acolo la chibloace. Am putea face acum, dacă suntem noi șmecheri cu dublu șm, Asta e mă că le, -a, le -a, putem ajunge ușor. Am putea face o rachetă și să ne deplasăm mai ușor pe aici. Apropo, vreau să vă mulțumesc din nou enorm pentru susținerea de la serie. Fiecare like, fiecare comentariu ajută enorm seria. Așa că, like! Găini demonice. Nu mai avem nici măcar una. Restul sunt la Costin. Asta e destul de rău. Să punem și noi găinile astea aici. Și bineînțeles, hai să să vedem ce s-o mai întâmpla pe aici. Uuu, bine mă, barbașiani. Am zis că mă duc să iau uh, bucata aia de obsidian. După aia cred că mai spargem... Nu, luăm bucata de obsidian, combinăm ceva găini noi să obținem o găină nouă. Că am zis că pe fiecare episod o să avem o găină nouă și după începem să facem mega proiectul cu uh, cotețele pentru găini. Suntem la El Crying Obsidian roșiu. Hai să vedem dacă îl putem și lua. Punem redstone-ul. Și da, bă, da. Păi și ce facem cu asta? What is this? E glowing obsidian. Practic e obsidian de glowstone. Păi și ce naiba putem face cu el? Hai să ajungem acasă să vedem. Am o idee. Uh, cred că tocmai am. Am distrus ouul de dragon. Nu l-am pierdut, doar s-a teleportat. Ne mai riscăm o dată să mai dăm un hit, eu zic că nu. Uh, trebuie cumva să facem o schemă. Ai, ah, e perfect, e perfect, bine, mă! De fapt, nu e chiar perfect. Dați-mi două secunde. Uh, procesăm lemnul acesta și. Aici trebuie să punem, fiți atenți, ne trebuie o torță ca să-l putem lua să-l mutăm frumos, așa, după care luăm apa, a, dacă luăm apa o să pic, dar nu-i bai, asta este, orice pentru wow, sau poate pot să fac cumva să nu mai pic, hai mai lasă-mă să urc, alo, alo, mă bate Minecraft-ul, bun, perfect, nu trebuie să mai pic. Acum punem încă un lemn acolo și măi mi-e frică să nu-l pierd hai să mai punem știi ce da asta la o parte Punem ăsta aici redstone-ul nu-l punem că-l pierdem punem slimy dirt ok și acum îmi trebuie una bucată torță n-am aveți o torță prieteni trebuie să mai luăm și noi dirtul ăsta ca să putem urca și ne trebuie una bucată torță Culmea că e exact tot torț aici. Bun. Dau un coace. Am aruncat dărtul. dă încolo. Punem torța sub și știți că așa se poate lua Ou de dragon. Șpoc. Bun. L-am luat și acum vreau să-l punem undeva, așa pe un piedestal cumva. Și piedestalul fiind obsidianul ăsta, glowing, glowing obsidian. Dar nu știu unde să-l punem. Să se vadă, măi, să fie frumos. Și cred că ar fi fine să punem de jur împrejur sticlă. Trebuie să am și sticla suficientă. Unde o fi sticla? Sticla și sticluța. Ia, am găsit la fix. Um, hmm. Cred că ar fi interesant să fie chiar aici în zona peretelui. Oricum, zona asta o să fie o zonă importantă. Așa că o să-l punem, uite, aici. Și facem așa. Ia să vedem. Lăsăm un drum pentru cărare. Aici punem BAM. Așa. Punem ăsta aici. Mai întrebe ceva sticlă. Bun. Punem ouul. Wow ok. Și în rest băgăm sticla. Hop, 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 hop. Uh, cred că mi-ajunge. Ia să vedem cum arată. Da, toate. Frumos? Băi, eu zic arată genial. Dați o notă acestui wow. Chiar se potrivește. Bun, hai să mergem mai departe. Am zis că vom combina ceva găini. Deci, acum aștept în secțiunea de comentarii și pe YouTube și pe Trovo propunerile voastre să vedem dacă aveți dreptate sau nu. Ce să combinăm? Bun, avem o propunere din partea asta. să vedem dacă mai găsesc. Maria Drăgan zice gold cu apă. Așa că avem goldul. Asta parcă mai făcut-o. Nu mai știu. Dar în fine, mai testăm o dată. Avem gold, avem apă și avem semințe. Nu se întâmplă absolut nimic. Next. Avem o propunere nouă din partea lui Ruben Pro 1 care zice apă cu red sand. Mai avem două de red sand. Let's go. Așa că apă, red sand, boom, boom. Și, ba, iese ceva nou. Let's go. Și, a, am uitat. Asta am obținut în episodul anterior, măi. Dar numai că nu pot să țin minte toate combinațiile. De ce n-ai mai plin de găini după după Bibi? De unde au venit găinile astea? Ia că le iau eu acasă. E a venit cei ce. Bun, deci um, da, am obținut oul de găină de clay, dar ce să vezi, îl aveam și până acum. Deci nu e nimic interesant. Aș încerca eu ceva, măi. Hai să vedem. Deci avem Endstone Chicken. Cu ce să combinăm? Hmm asta e încercarea mea, da? Deci pur și simplu random. Deci am avea end stone cu... Mm -hmm -hmm. Cu ce să facem noi? Măi, nu știu. Îmi inspiră mie glasul ăsta ceva, ceva șansă. Ha? Bă, era tare, sincer. Dar nu este. Asta este, mi-am ratat și eu șansa. Deci, la fel ca voi, îmi încerc și eu norocul. Dulgheru Marian ne propune căul cu gold. Avem gold. Asta parcă mai făcut-o, nu? Sau n-am mai făcut? Nu mai știu. Asta, fa asta e faza, că sunt prea multe combinații și n-ai cum să ții minte. Pur și simplu n-ai cum. Nu, nu merge. Dar măcar părea că ar merge. Adică eu credeam că o să meargă. Dar în fine. Uite, bă, că o pus aici. O... o pus capul de dragon. Salut, frate! Cred că s-ar potrivi mai bine... Acolo, uite. Hai să vedem. Îl luăm. Ce-am făcut, mă, frate? Am spart... toamne, am spart lâna. Eu zic că ar merge mai bine aici. Nu știu de ce. Cred că s-ar potrivi... Ba, nu! Pentru că e redstone. Trebuie să-l punem aici, ca o să facă un continuu. Fii atent. Ha-ha! Da, mă, da. Știam chestia asta. Găina de slime cu găina de lem de slime. Adică cele două. mai nu cred că ar mai da ceva. S-ar putea să mă repet cu încercările de combinații pentru că n-am cum să țin minte. Hopa! A ce-am crezut-o, bă! Apropo, ce ar mai trebui să fac eu? Ar trebui să fac rost de un anvil și să-mi pun ceva în șanturi de la blană. Pentru că am level 63, am cărți... Unde sunt? Aici. Am cărți infinite. Aș putea să-mi să fac gros de ceva în șanturi blană. Ok, deci nu a funcționat, hai să mai căutăm. Avem um, clay cu apă. Măi, asta, sincer, asta chiar cred că merge. De, dar nu știu cine o zis-o. Ia, mai apuc să văd. Hmm, clay cu apă, Alexandru 600. Ok. Vă aștept și pe voi pe Trovo, pentru că aici putem interacționa în timp real, așa că primele, de fapt, primul link din descriere va aduce Petrovo, pe Trovo, pe live-uri. Hai să vedem. Nu merge! Bă, asta trebuia să meargă. Uite, spre exemplu, sunt sigur că dacă am combinat lavă cu apă, ar ieși găina obsidian. N-are cum să nu fie așa. Dar, din păcate, nu avem găina de lavă. Deci, încă ne chinuim să obținem găini. Claudia27 ne propune uh, Red Sand cu End Stone. Hai să vedem, sunt curios. Deci, bă, care dai mă? Care dai mă? Mă, ne Culcat! Ok. Deci avem endstone cu... Ce-o zis, mă? A, ah, cu redstone. Ok. Unde-i redstone? Vedeți vă redstone? Hai că am doar 30 și ceva. Ok, stai să aruncăm astea că mă disperă. Și avem redstone cu endstone. Și avem bom, bom. Ah, au zis red sand, mă, nu red... Doamne, ce paletă sunt. Hai că punem și red sand -ul. Deci, bam. Ia. Ha. mergemă! Părea merge. Părea merge, ce e, aia? Părea să-mi voiam să zic. Nu prea. Dar, pentru a fi siguri de treaba asta, le mai punem încă o dată. Hop, hop. Să nu ziceți că n-am încercat cum trebuie. Hopa! Bă, la ce mă enervează că-mi dau clickbait-ul de pe lume. Ah, ok, 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 ok. Bun, nu funcționează. Ne mai trebuie încă o plasă nouă. Până un alta am mai primit informații secrete, top secrete de la voi că Cică pe vas ar mai fi mai multe barrel-uri barrel care Cică ascund secrete, cu o nebunii. Așa că o să iau eu efectiv fiecare beral. Uh, opa, ia vezi! Uite-te și tu ce avea mai... Ba, uite, ia, ok, nu mai trebuie să facem. Ba, de ce nu m-am gândit să cotrobă eu prin fiecare barrel de pe, de pe navă, eu nu știu. Chiar n-am niciun răspuns la treaba asta. Știu că mi-ați mai tot scris voi în civane, Dute, te rog eu frumos și verifică toate barrel-urile. pentru că sunt pline de. Sunt șapte cica în total și sunt pline de comori. Eu stau pe spate. Nici o treabă. Nu v-am ascultat și uite ce am pățit. Păi, trebuie să vă ascult mai des. Deci aici nu e nimic, nu e nimic, nu e nimic. Nu e nimic, nu i nimic. Nu -i nimic, nu -i nimic, nu -i nimic. Ok, sper să nu ratez vreun barrel. Aici, în astea, nu sunt chestii. Trebuie să ne uităm foarte atenți. În capăt, mai sunt. Cred că le-am verificat pe alea din capăt. Dar să nu cumva să putem urca pe aici și să mai fie vreunul ascuns. Nu, nu este. Ok. Hai să vedem pe aici. Și apropo, în total avem 43 de găini din 83. Deci Practic am trecut de jumătate. Vă dați seama. După atâta timp, după atâtea episoade, noi am trecut doar de jumătate. Ceea ce mi se pare wow. Mi se pare șocant, efectiv. Hai să plecăm de jos în sus. Nu știu. Mi-a zis voi că parcă aici ar mai fi. Mă uit atent. A, nu. Aici nu sunt bereluri. Ok. Poate să mai fie pe... Peste... Hopa! Ia vezi ce avem noi aici. Hopa! Dar bine, nu cred că mai sunt chestii atât de folositoare, mă. Bă, ăsta shulker box? Îl vreau. Nu pot să-l iau. Uai, lele, că-i shulker box. Trebuie să-mi fac și eu shulker box-uri că... Am. Mă, da, asta ce căină -i? Moss chicken egg. Adică moss chicken. Aolo, până nu mai știu pe asta, am pierdut-o de mult. Deci faza e că noi le-am descoperit, dar le-am și pierdut pe unele dintre ele. Pe aici vedeți voi barrel sau ceva. Nu par a fi Ok, aici Cred că am verificat pe aici Da Nu par să mai fie pe aici Sau asta îi? Nu-i Ok, măcar am mai verificat Și am mai găsit încă două barrel-uri Sunt folositoare Redstone Lamp ăsta e destul de folositor Dar dacă m-aș fi gândit eu mai devreme Era eram mult mai câștigat Dar asta e viața să nu mai fie cumva pe aici ascunse. Nu mai sunt. Bun, hai înapoi acasă. Am descoperit încă câteva secrete de pe aici. dar de unde tot avem noi găinile Este Eu nu înțeleg, le pune cineva? Sau ce se întâmplă? Hai să încercăm să le înmulțim pe astea pe care le avem. Poate, poate, se înmulțesc ele. Hai. Bine, logic, Red Sandu se va înmulți cu Red Sand. Dar de unde avem noi atâtea găini pe aici? Ok. Um, unde rămăsesem la combinat găini. Nociva. Bă, ce e acolo? What? Nu, 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 să nu cadă. Nu, 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 nu. Primul nostru căluț. Dacă îmi dați calul pe jos, nebunesc. Nu, nu te arunca. Te rog. Un lead, repede, un lead, un lead. Am un lead. Cât noroc să am. Oh my god. Cum iau eu, frate, calul? Găinilor, plecați de aici. Ok, hai. Haide. Hai cu tata. Hai încet, încet, încet. Se poate, se poate. Hai. Hai. Cătinel, cătinel. Nu te grăbi, nu-i grabă. Graba strică treaba. Stai încet. Nu știu ce am lutat, dar nu contează. Hai. Nu, să nu faci stânga. Dacă ai făcut stânga... No, ai de viața mea cum a fost asta. Și acum să pice într-o gaură ceva de pe aici. Că sunt suficiente. Bine, mă, căluțu. Primul nostru căluț. Nu pot să cred. Mă, trei de mai pleacă și el când i-am plictisit de el. Hai, hai aici. Hai aici, mă. Drăguț de el. O, nu avem și căluț. Nu știu ce tot vor abonații să-mi dea. Dar trebuie să descoperim o nouă găină. Mai zicea cineva, dar am uitat, bă. Efectiv nu mai știu ce a zis. Zicea ceva combinație secretă și părea destul de bună. Măi, dar m-am săturat, gata, nu mai pot. Au, m M-a durut. De ce îmi tot dă? Ce îmi tot dă, că nu înțeleg? Păi etichetul, nu vreau etichetul. Nu-mi trebuie. Dar încolo de etichet. Am suficiente. Ce, mă duce altundeva sau ce? Bun. Hai să luăm cartea că nu se mai poate așa nebunesc. Luăm volumul 5 și citim. Purpur n-avem, Netherbrick n-avem, Honey n-avem, Water cu Glowstone am făcut, cred. Ice plus Gravel am făcut, cred. M-am făcut Ice plus Gravel? Cred că da. Bun, volumul, a, ăsta nu, ăsta e altceva, n am înțeles, ăsta e de sus. Volumul 4. Lava cu Cobblestone, n-avem lava. Slime plus Gres, sigur l-am făcut. Um, slime cu gres, așa. Iron plus ice. Dar n-am iron. Obsidian plus stone n-am stone. N-am obsidian. Și cred că nici stone n-am, sincer. Mă, am stone. Ia să vedem. A, da, cu stone o zici cineva ceva. Dar nu cred că am de stone. Am de cable. Probabil să am pe perete de stone. Am stone aici? <laughs> Mei frate, noi nu mai avem găina de stone. Vă vine să credeți? Stați să ne înțelegem. Găina de iron îmi trebuie, nu iron. Iron am. Îmi trebuie găina de iron. Bogdan ne propune red sand cu blackstone. Și care e și găina de lavă. Bă, ar fi tare. Deci red sand. Măi, ar avea un pic, un pic de logică, dar nu prea multă totuși. Bă! Nu pot să cred. Bine, bă! Lava Island! Ok, Bogdan, ești, ești, ești zeu. Bogdan, îți mulțumim și te iubim. Noi ca tine nu găsim. Ok, tăl încoace. Am găsit găina de lavă. Bine, Bogdan a găsit o găsit-o, dar ce mai contează? Mulțumim, Bogdan, încă o dată. Hop, hop. Bum, bum. Bine, mă! Și unde e, unde e insula de lavă? După 5 milioane de ani. Îți seama că nu avem timp să mergem azi, dar vreau măcar să o văd. Ha, mă, pe bune. Fierar tu de găină. Crești odată, așa înmulțiți-vă. Perfect. Mai da, acum a început să se spăuneze tot felul de găini, voi observați. Au, era să o omor. Bun, puneți aici toate găinile, mai ales cea de Red Sand. Hai la somnic, mergem să facem rost de găina de lavă și după facem primele cotețe. Și avem ouăle de lavă, băi, doamne cât de mult îmi plac. Punem direct aici să-l vedem. Opa. u arată fine, Îmi place. Așa și mai punem 1 și 1 aici ca să am timp să reacționez dacă se întâmplă ceva. Și acum mai avem doar de așteptat. Arată super tare. Faza îi că s-ar putea să nu putem pune găina de lavă într-un coteț de lemn. Adică logic ar fi să nu putem. Tocmai de aceea o să facem coteț special pentru găina de lavă. O să vedeți imediat cam, cam la ce m-am gândit. Bine, nu o să fie ceva sofisticat pentru început, pur și simplu vor fi mini cotețe lipite, dar vreau să avem tot câte două exemplare pentru că atunci când vrem să facem rost de un nou, tot timpul să avem la dispoziție respectivele găini. Dacă vrem să combinăm ceva și nu mai avem, avem acolo. Are logică ce zic? Să nu cumva să pierdem vreo specie. Iar la final voi vrea să avem toate găinile, două câte două, practic două din fiecare exemplar, și să fie așa aliniate. Chestia asta ar fi tare. La un moment dat o să punem și găinile demonice, dar probabil o să le punem într-o altă locație. Să fie cumva îndepărtate, să nu se bată între ele. Și cam aia e. Așteptăm și încă nimic. Până una alta, așteptarea ajută. Adică trece mai repede timpul dacă dați și voi un like blane. Frumos. o mutat chestul, să arate mai frumos. Mai Bibi, chiar, chiar nu a ajutat pe episodul de azi. Nu zic că și Wallen nu a ajutat, dar parcă Bibi s-a implicat un pic mai mult. Și avem prima găină de lavă. Oi, 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 ia uite cum arată. Haide de aici. Haide. Bun. O mai ieșit una? Avem două. Oh, dă foc! O ce facem? Stai să o luăm. Ok, era un pic de Uh, mai putem face... Nu, stai un pic, ne trebuie semințe. Ai semințe? Lasă că le hrănește ea. Dar ce se întâmplă? De ce tremur așa? nu astea trebuie ținute în lavă. Eu nu cred. Hai să ținem una așa. Dar înainte de asta, hai să le dăm de mâncare. Bun. Cred că dacă ai lemn în preajmă, le, îi dă foc. Și hai să lăsăm, să lăsăm una, să vedem dacă moare sau nu. Vreau să, mai, să le mai hrănesc un pic. Să mai facem roze niște ouă. Pentru a nu pierde specia, că, na, am obținut destul de greu. Și sunt super curios dacă moare. Uite, vezi că tremură. E ceva foarte ciudat. Observați? Exact așa pățește găina de apă, dacă o lași în afara apei. Păi noi nu avem lavă, din păcate. Trebuie să mergem în nether, neapărat să-i facem rost de lavă. În apă? Uite că nu o punem în apă Doamne cum să punem găina de lavă în apă Nu vreau Da nu știu o lăsăm aici Experiment secret vedem mai târziu venim și o verificăm um, Acum Vreau să punem Cele două găini aici Ce vremă? Ce vrei mă? Pleacă mă de aici așa. Ok um, Vreau să punem frumos Găinile aici Ouăle le punem aici și hai să începem să vedem. Dacă am mărit atât de mult, în primul și în primul rând trebuie să-mi golesc inventarul. Hai să vedem unde pun eu toate nebuniile. Băgăm și noi l-a făcut 3 shulker boxuri. Ne trebuie doar lemne, multele. Unde-s lemnele? Aici sunt lemne, M-am și speriat. Hai să luăm tot jungle-ul și să încercăm să facem, sau să facem cu alb. Cred că ar arăta mai interesant dacă punem lemn din ăsta alb, așa că Hai să vedem cât ea avem. Două stecuri. Na, ok. Pentru început eu zic că e ok. Uh, vreau să facem... Uh, câte chesturi? Trei chesturi. va muri găina de lavă. Cum? Au murit? Stai că putem să vedem pe aici. Da, mă, deci dacă nu o lăsăm în lavă, găina de lavă este șpașpa. șpa, -șpa. Um, Știi ce? Hai să încercăm să luăm și calul. Sunt prea multe chestii de făcut pentru că nu vreau să se despauneze. Căluțul este al nostru. Trebuie să-i punem o șa. Știu că avem pe aici. Dacă mă ajutați un pic abonați, să căutați o șa. Um, și voiam să fac niște shulker boxuri. Ei bine, avem 8 cestane și aici avem doar 3 shulker boxuri. Um, nu știu dacă să le dau lor. Fiți atenți, aveți voie să folosiți shulker boxurile, dar tot timpul la final le puneți aici. Dacă vă trebuie să puteți să gestionați puțin uh, inventarul mai bine, puteți să luați shulker box de aici, dar tot timpul să-l puneți la final, la finalul episodului. Ok, este văd că s-au înmulțit între ele pe aici, nicio treabă. Și avem lemnili. Ne trebuie, bineînțeles, un crafting table în apropiere, să nu ne plimbăm prea mult. Îl punem chiar aici momentan, îl dăm după aia jos că va arăta ori dacă nu. Și hai să vedem. De fapt, ba nu, las, ok. Acum o să mă gândesc eu exact cum facem cotețul. Mi-au adus aminte abonații de insula de lavă, este chiar în fața noastră practic, dar încă nu mergem pe ea pentru că avem prea multe chestii de făcut. În episodul următor o să combinăm și găina de lavă cu găina de apă și o să mergem și pe insulă. Dacă mi-am intesc, sunt atât de multe chestii de făcut pe seria asta încât mereu mă încurc. Eu zic să începem relativ basic cu ceva de genul ăsta și să aibă loc în interior una, două, trei. Cred eu că este suficient. Nici nu vreau să le înghesui, dar nici să le ofer prea mult spațiu, că n-are sens. Și uite așa ne ducem noi până în capăt. Iar după mai vedem. A, da, corect. O să am lava pe insulă, cel mai probabil. Deci, o să putem din episodul următor să avem grijă și de... What? Uite-vă că pică o găină de lavă. De deci se spaunează acolo, ce tare. 1, 2. Aici avem 3, da? Deci, 1, 2, 3. Cam aici ar fi. 1, 2, 3. Cam aici ar fi. 1, 2, 3. Aici. 1, 2, 3. Aici. Până acum au încăput 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. Vreau să le dau cât de cât și un pic de spațiu. Că dacă nu o să fie Iuria. Știți ce a făcut Ulan Clow? O furat toate găinile și o dat live. Asta înseamnă practic că ne a stricat toată seria. Pentru că noi nu mai avem găini în momentul ăsta. Mă voi vă dați seama ce tocmai au făcut? Oak Peach o să-ți dau puțin kick pentru că poate intră înapoi Ulan. Dar... Dacă înțelegeți ce s-a întâmplat, practic am rămas fără toate găinile de pe serie. Efectiv și le luat în inventar și o pleca cu ele. Bă. Deci, Ulan, dacă în secunda 2, ai maxim un minut. Dacă se pare amuzant și nu intri înapoi și ne dai, și nu, și nu ne dai înapoi, stai că deja m-am enervat un pic, și nu ne dai înapoi astea, înțeleg, dacă e glumă, ha, 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 tot în și așa, dar ne-am chinuit prea mult la seria asta. Trebuia să-i fi făcut o copie. De ce n-am făcut o copie? Ok, așteptăm. Dacă cumva revine, o să vă zic. Dacă nu, um, o să fiu mult mai atent la ce abonați aleg să mă joc. De acum încolo, cred că o să aleg numai 2-3 în care am încredere și a e. Mă da, până acum cu Ulă n-am mai jucat. Nu, trebuie să fie o glumă. Trebuie să fie o glumă. O să râdem împreună, ok? Hai, îl aștept și, și vedem. Într-adevăr, noroc cu, cu peretele. Bibi, uite pe aici aș vrea să faci drumul puțin până una alta, bam bam bam, ăstea două, știi? Până în capăt și aici așa. Practic să fie drumul până aici, legi frumos așa de toate chestiile astea, ca să arate mai interesant. Acum ai explicat la Bibi cum să facă toată treaba pe aici, ca să arate mai fain. Măi, chiar sper din tot sufletul să fie, să fie o glumă. N-are na, cum, n-are na, deci cum să-și bată joc de noi în halul ăsta. Și îmi și țipau abonații pe Trovo, măi, îmi ziceau, măi, de la afară, de i kick, pentru că nu, nu face nimic, nu te ajută. Și am zis, lăsați-l, mă, nu fiți rău cu el, că poate nu vrea să ajute, stă și el și se uită. A nu e obligat abonatul să mă ajute atât de mult până la urma urmei. Mă ajută cât vrea el. Dacă te dădea în kick, eram, eram, câștigat. Hai la Sombibi, să vedem dacă intră în înapoi. A, da, hai să vă mai explic o chestie, că au făcut o glumă alfa și poate unii chiar vă gândiți pe bune, așa? Că și că, măi, poate au avut o problemă și s a deconectat și nu mai poate să intre sau ceva. Nu, ideea e că o luat intenționat toate găinile și după aia au ieșit în secunda aia, că eu mă uitam la el. Uh, da, hai să, să le facem puțin harta, că poate chiar nu mai poate reintra. Sigur, de-o luat intenționat, dar poate chiar nu mai poate da rejoin. M-am reconectat, Bibi deja o dat join, deci poate da join, așteptăm. Apropo, n-are sens să-l să să jigniți absolut deloc, nici să vă luați de el, că nu are sens. Ideea e că m-am supus riscului când am invitat abonații să se întâmple treaba asta. Dacă se mai repetă chestia asta o singură dată, promit, solemn, că nu o să mai accept orice abonat, o să accept doar abonații pe care i cunosc ca lumea, cu care joc mereu. Și care dau dovadă de de oameni, că dau dovadă că sunt oameni până la urmă M-am enervat destul de mult, de ce să vă mint. Pentru că, pe bune, uite, măcar mai avem găinile și ouăle, deci putem face cât de cât uh, să ne recuperăm. Dar nu mai putem face ce ne-am propus. Adică, uite, am rămas cu cotețele, nu avem ce să băgăm în ele. Hmm. În fine, asta este. Mai așteptăm un pic, dar nu cred că mai vine, că deja stăm de vreo 5 minute. Putea să intre lejer. A, da, apropo, ce mai fi furat? Că îți că nu o fi luat doar găinile. Cred că ne la luat tot ce era mai de preț și a ieșit. Nu știu că n-am cum să fac inventarul, niciodată n-am stat să verific la sânge. Ceea ce am că m-am gândit, mă, intră abonații să-și și ei ce vor. Dar, din nou, m-ați respecta mult dacă nu, nu l-ați jignit sau ceva, pentru că n-are sens. Deși, v-am zis, el nu o să mai joace niciodată cu noi dacă vreodată voi uita ce-o făcut. Vă rog frumos să îmi reamintiți de fiecare dată să nu mă mai joc cu el. Poate mă joc și în uit, dar după aia să îmi reamintiți ca să știu. Bun, ideea e felul următor. Din păcate nu mai putem continua acum, în episodul de azi, pentru că nu mai am găinile. O să îmi fac un plan pentru episodul următor. Va trebui să o luăm cumva relativ de la zero cu găinile, să punem ouăle în incubatoare, să, să vedem ce putem face. Uh, până la urma urmei, cred că mă voi chinui să fac rost de un ender chest Ca să pun eu toate găinile acolo Pentru a nu le mai fura Sau poate chiar o să le iau tot timpul la mine Chiar ar fi o idee, fiți atenți Ar fi o idee să-mi iau un shulker box din asta Și să le pun măcar pe găinile astea Că până la urma urmei, sincer, găinile sunt cele mai importante Dacă pierdem găinile, pierdem... Uh, pierdem tot, practic, ceea ce s-a întâmplat de altfel. Și, Mai și ouăle le-aș putea lua, nu știu ce să zic. Ouăle mai rare, măcar. O intrat o cu pici. Ce mă Bibi? Ce? Da, știu că le-am păstea de pe perete, dar am doar câte una. Adică, să dai seama, până stăm iar să le combinăm, să o să nebunim. Vreau să le iau păstrat un pic mai rare și să le băgăm aici la păstrat sunt foarte importante. Bun. Băgăm toate ouăle? Hai să le băgăm pe toate. Băgăm tot ce avem. Bun. Sau tare oak peach. Uite, vezi, deci de, de, exemplu la oak peach sunt convins că nu o să pățesc niciodată așa ceva. Uite, chiar și Minecraft Tire a intrat. Și la Minecraft Tire sunt ferm convins că nu o să ne dea o țiapă de genul. Dar asta este, măi. Unii, unii abonați au chef de, de chestii de genul. Sunt destul de frustrat de ce să vă mint. Cred că am repetat-a milioana oară. Bun. Așa. Bam. Mai băgăm și în ăsta ce mai putem. Dacă mai găsiți ouă și chestii, băgați-le un pic aici. Trebuie să le țin la mine tot timpul. Nu? Ouăle astea nu le băgăm. Am putea și tău Da. Bun, acesta a fost episodul. Îmi pare sincer rău că, uite, și Alex ceva în categorii că avem încredere de plină în el. Deci avem oameni cu care să jucăm. Bibi este și ea pe, pe lista celor, celor buni. Nu ne, nu ne îndoim de ea. Uh, în fine, bun. Ne vedem pe episodul următor. N-are sens să mă mai plâng. Nu uitați de like-ul blană, subscribe-ul blană și ne vedem în episodul următor. Și pa, și pa!